Monica Săbăduș, economist de profesie, a câștigat concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic pentru Copii din Brașov. Ea a obținut rezultate foarte bune la toate probele examenului. Monica Săbăduș, care are o vechime de 18 ani la Spitalul pentru Copii din Brașov, a condus serviciul administrativ aprovizionare al unității sanitare, dar a deținut și funcția de director financiar contabil. În ultima perioadă a fost manager interimar al unității medicale. Monica Săbăduș este căsătorită și are un copil.